Orient Express revine pe șine după 2 ani de pauză. Celebrul tren, unul dintre cele mai cunoscute din Europa, revine în România după pauza cauzată de pandemie. Garnitura de tren a ajuns ieri la București după o scurtă pauză în Sinaia, iar astăzi își va continua călătoria spre Istanbul. După ce dimineață luxoasa garnitură a făcut un popas mult așteptat în Sinaia, acolo unde pasagerii au vizitat castelul Peleș, Orient Expressul a ajuns la București. Aici, turiștii care au ajuns în gara de nord au fost întâmpinați de la coborâre cu un cântec interpretat la nai. Very hot today. But happy to be in Bucharest. It's amazing the train we have to visit. It's the best train in the world. Călătorii care se aflau pe peroanele din gară s-au bucurat de imagini de poveste la sosirea celui mai cunoscut tren din lume. Eu îl cunosc din 1970, când eram ucenic și lucram la calea ferată la București Călători. Era un lucru deosebit, atunci eram copii și veneam staționa în revizia de vagoane. Așa. Foarte luxos, foarte luxos, deosebit. Și paturile sunt extraordinare, saloanele de restaurant, totul este un lux perfect. E cam al șaselea an când vin, pasionat de 6 ani, nu l-am văzut din 2019. A fost trenul care a început să mi-a dat un impuls în pasiunea mea a trenurilor. E ceva wow. Mi se pare foarte interesant la prima vedere. Este un tren foarte frumos. Este pentru a treia oară când vin. Am mai venit și înainte de pandemie și l-am vizitat. Îmi pare rău că n-am avut ocazia să vorbesc cu turiștii în comparație cu anii trecuți. Trenul are 15 vagoane și este tractat de 2 locomotive pentru a asigura puterea necesară și stabilitatea energiei electrice din vagoane. Mai ales că în România parcurge și tronsoane cu lucrări de modernizare și neelectrificate. Este foarte frumos și foarte bine întreținut, mai ales luând în vedere vechimea vagoanelor. Sunt încântat că pe plan mondial se păstrează astfel de proiecte care să ne aducă aminte de viața strămoșilor noștri. Pachetele turistice pentru Orient Express pentru o singură persoană pot ajunge și la 4.000 de lire sterline, dar românii și-ar dori să aibă parte de o asemenea experiență. Da, da, chiar mi-ar plăcea, numai că sunt cam viperate prețurile. Bine, la ce oferă, nu se poate explica în cuvinte. E o experiență pe care o trăiești o dată în viață. E super, arată bine. Ce știi cât costă o plimbare cu așa minuni? Desigur. Da, pentru că probabil sunt mult mai confortabile ca cele din ziua de azi, folosind cel mai probabil piele adevărată și alte tapiserii. Din anul 1998, celebra garnitură și-a reluat traseul Paris-Istanbul, cu oprire la Sinaia și București. Apoi, în 2009, circulația s-a oprit și a fost reluată câțiva ani mai târziu. Ultima oară, Orient Express a fost în România în anul 2019.